Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu ierta fără de legile noastre, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zavar popoarelor. Cei ce recuiesc la marginea lumii se înspământă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Ius brazdele, sfârâmb bulgării, lămâi cu plan și binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dearurile sunt încinse cu veselie. Pâșunile se acoperă cu oi și voile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Amin. Slavă Domnului! Tata, am văzut că aveai Biblia deschisă, punct și virgulă, nu? Bunicul a înregistrat de la balcon. Tinere, cum te cheamă? Gabriel. Gabriel, Domnul să te binecuvinteze. Și pe domnișorică, Elisa, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-aduc aminte de o frumoasă bucurie pe care a făcut-o biserica acum câțiva ani de zile, când toți copiii v-ați strâns împreună și ați lăudat pe Domnul cu o cântare, probabil biserica își aduce aminte, poate și alți frați cu familii mai numeroase iau exemplul acesta și fac această bucurie, mai ales pe perioada verii, văd familia Popescu.